Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Așa cum ați aflat din materialele promoționate, difuzate în ultimele ceasuri de către Mondo FM și Mondo TV, primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacob Ridzi, este în această după-amiază alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să participați la această discuție într-o perioadă care cu siguranță nu este nici cea mai liniștită, nici cea mai fericită din viața dumneavoastră. Cum ați traversat aceste zile? Cum pot să le traversez prin circumstanțele pe care le avem greu? E foarte greu. Acum, sigur, încercăm să ne adaptăm la noua situație și când spun acest lucru, sigur, mă refer atât la mine cât și la soția mea. În rest, sigur, ce pot să spun și vă mulțumesc pentru această ocazie, vreau să transmit și pe această cale mulțumirile noastre tuturor celor care au fost și sunt alături de mine și de familia noastră în această perioadă destul de grea a vieții noastre. Vă așteptați la acest deznodământ? Ați simțit în ultima vreme că lucrurile se îndreaptă înspre o astfel de decizie? Da, într-un fel, pentru că discuțiile pe care le-am avut cu avocații au mers spre această zonă. Nu ne-am așteptat să fie o pedeapsă atât de grea, de 5 ani, e foarte mult. Ținând cont că Monica Iacob Ridzi este un caz început, demarat înaintea acestei campanii a Direcției Naționale Anticorupție, campanii, de fapt o intensificare a acuzațiilor, o intensificare a dosarelor care pleacă înspre instanță. În toți acești 6 ani care s-au scurs de la momentul când s-a adus în discuție pentru prima dată acest caz până acum, oamenii din Partidul Democrat Liberal, pe care acum îi vedem în cătușe, mulți dintre aceștia, prin fața camerelor de luat vederi, au avut poziții uneori ostile în ceea ce vă privește. Mai mult decât atât, la un moment dat s-au delimitat de faptele, presupusele fapte, la acel moment, ale Monica Iacob Ridzi. Păi sumele care i se input acestea sunt insignifiante, mărunțiși pe lângă porbagajele de bani pe care auzim că le-au șterpelit din bugetul public. Oameni care acum se află sub lupa Direcției Naționale Anticorupție și care făceau oarecum pe moraliștii în anii trecuți. Da, e adevărat. Au fost destul de mulți oameni care au acuzat-o pe soția mea la momentul respectiv pentru ceea ce, mă rog, s-a vehiculat și s-a întâmplat. Însă, sigur că un lucru este cert și acest lucru s-a și spus foarte clar. Soția mea a fost acuzată în principal de abuz în serviciu, deci nu este acuzată că ar fi luat vreun ban sau ar fi primit un ban necuvenit și așa mai departe. De aceea, mie mi se pare această sentință una mare, în comparație, sigur, și cu situațiile pe care le vedem în ultimul an sau ultimii 2 ani de zile la televizor și, sigur, și cu contextul, dacă e să ținem cont de toate aspectele, inclusiv cele legate de familie, de sănătate, de context și așa mai departe. Eu sper ca această sentință să fie doar o sentință la privare de libertate și nu la o sentință la moarte și nu vorbesc cu cuvinte mari, știu ce vorbesc pentru că cunosc foarte bine
detalii legate de starea ei de sănătate. Și asta mă îngrijorează cel mai mult în acest moment și, sigur, situația celor doi copii pe care îi avem și care sunt destul de mici, care au nevoie, toți copiii din această lume au nevoie de părinți alături de ei, dar într-o astfel de situație, sigur că lucrurile se accentuează. Iar așa cum spuneați, în ultimii 6 ani de zile, care pentru noi au fost an de calvar, pot să spun, împărțiți între, și în special pentru soția mea, o fugă continuă între instanță, experți, avocați, spitale, iar singurele lucruri plăcute care s-au întâmplat în viața noastră au fost cei doi copii, pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu că ni-a dat și putem să ne bucurăm de ei. S-au făcut speculații și pe această temă, că de fapt cei doi copii ar fi rodul unei strategii pentru a întârzia această mână a legiuitorilor să ajungă la Monica Iacobriți. E o prostie și acest lucru nu cred că pot să-l spună cei care au copii și știu ce înseamnă un copil în viața unei familii. Eu ce pot să spun? Să le dea Dumnezeu atâta noroc în viață, ca să nu spun altfel cât adevăr este în afirmația lor cu legătură la cei doi copii noștri. Este atât de gravă, atât de serioasă problema de sănătate, da, a soției dumneavoastră, pentru că am auzit imediat după acel material postat pe site-ul propriu, voci care spuneau că de fapt este doar o încercare de a convinge judecătorii să ia o decizie în favoarea acestei. Nu, este adevărat și sunt documente și au fost depuse documentele medicale. Soția mea are această situație descoperită încă din anul 2006, când nici nu se punea problema să existe această speță. V-a dezamăgit afirmația fostului președinte al României, Traian Băsescu, că Monica Iacobriți alături de Victor Ponta, Șova și alți câțiva reprezintă o categorie ratată a tinerilor politicieni din România? Da, m-a dezamăgit, sigur. V-a dezamăgit președintele Traian Băsescu și înaintea acestei afirmații? Asta contează mai puțin. Nu are importanță ce, cum să spun, părerea mea despre fostul președinte al României, însă această ultimă afirmație mi s-a părut deplasată. Ați vorbit cu Elena Băsescu în toată această vreme, în toată această perioadă, în ultimii ani? Nu, categoric nu. Spuneți-mi, oamenii care acum, unii dintre ei, se află în arestul poliției, care au vorbit împotriva Monicăi Iacobriți, mi-aduc aminte, la un moment dat au existat poziții de delimitare ale Elenei Udrea, au existat poziții de delimitare ale Robertei Anastase, care sigur este în libertate, însă înțeleg că are și ea probleme. Ca oameni v-au dezamăgit, v-au dat de gândit? Mi-au dat de gândit și oarecum am simțit un gust amar din partea tuturor celor care la un moment dat s-au delimitat total de soția mea în special și sigur ulterior și de mine. N-a mai contat activitatea pe care am făcut-o în acel partid de-a lungul timpului și așa mai departe, ceea ce mi s-a părut oarecum ne la locul ei ca și situație. În rest, pentru ce au spus și ce au făcut la momentul respectiv, cum să spun, nu sunt eu în măsură să judec și nu judec pe nimeni. Până la urmă, fiecare la un moment dat plătește în această viață, nu pleacă nimeni de pe acest pământ cu vreo datorie.
Copiii sunt acum alături de dumneavoastră. Da, sunt cu mine tot timpul și mă bucur foarte mult de ei și orice clipă pe care pot să o petrec alături de ei o fac cu mare drag. Cine v-a fost cel mai aproape dintre oamenii politici, nu dintre membrii familiei sau prietenii în aceste momente grele? Sigur, dacă vorbim de oameni politici, putem să vorbim de cei de la nivel local care întotdeauna au fost aproape de mine și le mulțumesc și nu numai oamenilor politici, și oamenilor care nu fac politică și care ne cunosc foarte bine și pe mine și pe soția mea sau familia soției mele și așa mai departe. Sunt foarte mulți care au fost alături de noi și, repet, le mulțumesc încă o dată pe această cale. Am văzut declarația primarului din Cluj, Emil Boc, cel care spunea că, într-adevăr, cazul Monicăi Iacob Ridzi este unul care ridică probleme. Cum se simte la acest moment soția dumneavoastră? Nu se simte bine. Ea are problemele care le are și sigur că situația dată, condițiile de acolo, agravează această stare de sănătate precară pe care o are ea. Deci nu e bine. Trecând de la aceste răspunsuri, care sigur, probabil că nu sunt ușor de dat, în cont de situația în care vă aflați, dar pe care sunt sigur că le așteptau mulți din cei care ne privesc la acest moment, să revenim la situația actuală. Am văzut numele administrației publice din municipiul Petroșani într-unul din capetele de acuzare pentru Elena Udrea. Este vorba despre Crans Euro Center, firma care în parteneriat cu dumneavoastră administrează ceea ce s-a întâmplat până acum în masivul Parâng. Atât Petroșaniul cât și Lupeniul apar în respectivul text în acest dosar. Ce știți? Nu știu nimic. Apare ca unitate administrativ-teritorială Petroșani, însă n-avem, și o spun cu toată sinceritatea, n-avem nicio legătură cu Galabute. Deci nu avem nicio legătură cu acest eveniment. Nici cu alte evenimente în care s-ar fi folosit aceleași metode care procurorii le dovedesc ca să fie folosit în cazul Lupeniu? Cu siguranță nu. Deci cu siguranță nu. Vis-a-vis de Crans Euro Center, firma cu care dumneavoastră sunteți în parteneriat, ați întrerupt colaborarea sau nu? Nu am întrerupt colaborarea. Colaborarea se va încheia pe partea de administrare la sfârșitul lunii martie. Până atunci facem toate diligențele și demersurile legale pentru a putea să preluăm noi, oamenii de la întreținerea domeniului schiabil. Am creat un compartiment special în cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat, dar asta nu este de acum. Noi lucrăm la acest, pentru că știam că va expira contractul cu ei, lucrăm la această chestiune de câteva luni pentru a prelua noi această activitate. Deci, oricum expira contractul în martie. Cât se va prelungi? 30 de zile. Se va prelungi 30 de zile pentru considerente tehnice. În ce sens? Noi am primit avizul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru a organiza concursul abia acum câteva zile. Sunt 15 zile când durează anunțul, concursul și așa mai departe. Nu puteam să rămânem descoperiți cu să nu funcționeze instalațiile în Parâng pentru că contractul se încheia. Pentru acest lucru am prelungit cu 30 de zile. Nu aveți cunoștință de nicio neregulă în derularea activități? Nu, cu siguranță nu. Ați fost până acum citat sau întrebat de procurorii ceva în acest caz? Nu.
Spuneți-mi cum vedeți în continuare dezvoltarea masivului Parân, dezvoltarea acestor proiecte la nivelul VJ-ului despre care se vorbește atât de mult și pe bună dreptate dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum arată procurorii. Practic, acest scandal va încetini derularea lucrărilor care, sigur, oricum în cazul Parângului au fost noi, inexistente, cu excepția acestui telescaun. Da, noi am avut oricum n-am avut o rapiditate foarte mare în derularea acestui proiect din 2012. N-am mai primit nicio finanțare de la bugetul național. Am compensat cu finanțele de la Consiliul Local atât cât ne-a permis bugetul pentru a putea să mergem înainte și sigur acum vom vedea, vom aștepta să vedem dacă se vor mai aloca fonduri pentru a putea să continuăm această investiție. Dar, repet, în acest moment eu nu pot să estimez, nici nu depinde de noi, de administrația publică locală, dacă se vor mai aloca sau nu fonduri pe acest proiect și care va fi, ca să zic așa, modalitatea sau modul la care aceste fonduri vor veni în anii următori. Cum ați simțit oamenii din Petroșani în audiențe, în întâlnirile pe care le-ați avut pe stradă în această perioadă? Și-au schimbat atitudinea în ceea ce vă privește? Nu, cel puțin față de mine nu au avut aceeași atitudine. Sigur, poate că sunt și cazuri care să aibă un alt fel de atitudine și să nu se arate sau să-mi spună în față. Nu exclud aceste lucruri, dar în marea lor majoritate au avut aceeași atitudine ca și până acum. La momentul când Monica Iacob Rizzi a ajuns ministru, v-ați temut că i s-ar putea întâmpla un astfel de lucru? V-ați temut de necunoscutele pe care le aduce o astfel de poziție? Era totuși un om tânăr la nivelul anului în care a ocupat această funcție. Da, sincer să fiu, nu. La momentul respectiv, nu. Era, dacă vreți, o încununare a muncii pe care a depus-o de-a lungul a 10 ani de zile. Fusese pe rând, ca să spun așa, consilier județean, parlamentar, europarlamentar și așa mai departe și, sigur, nu, la momentul respectiv nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla o astfel de situație. Anul 2008, cu mintea de acum, ce ați schimba în traiectoria politică a familiei Iacob Rizzi? Nu știu, e foarte greu să răspund la această întrebare. Probabil că altele ar fi fost prioritățile și cu siguranță ar fi fost prioritară familia și sănătatea fiecăruia dintre noi. Pentru că restul sunt lucruri care sunt efemere. Ce v-au învățat acești 6 ani, pentru că în tot răul, probabil că există și un bine. Ce ați învățat în toți acești ani scurși? Repet, să privesc viața cu alți ochi și să îmi repoziționez, dacă vreți, prioritățile și faptul că au venit în viața noastră cei doi copii minunați, te schimbă. Te schimbă foarte mult. Da. Ați fost tentat să ieșiți din politică în această perioadă, vreun moment? Da. Au fost multe momente în care m-am gândit la modul serios să renunț la această activitate. Însă, sigur, lucrurile au o dinamică și au mers în acest sens. Credeți că dacă făceați acest lucru mai repede, schimbați cu ceva mersul dosarului? Nu cred. Nu știu, nu pot să apreciez, dar nu cred. De ce ați decis ca
împreună, sigur, cu soția dumneavoastră, la momentul comunicării sentinței, să se prezinte, să se predea la Cluj. Practic, jurnaliștii așteptau unii la București, alții la Petroșani. A fost o surpriză pentru toată lumea și mulți nu înțeleg de ce ați ales să se predea la Cluj. Se fac speculații că era tratată la un spital din acea zonă, că în fapt acolo este singura secție de femei din zona a unui penitenciar. De fapt, care este adevărul? Adevărul este acesta, că județul Hunedoara este arondat la zona de competență Gherla și această secție este la Cluj. Și atunci am considerat că este mult mai normal să fim acolo pentru a evita toate aceste aspecte legate de transport și de tot ceea ce urma să se întâmple. Nu a fost cu nimic ceva deosebit. Deci, pur și simplu, acesta este zona de competență. Unde ați aflat sentința? Unde vă aflați și de unde ați aflat? De la televizor. Deci, eram cazat la un hotel și de la televizor am aflat această decizie. Comentatorii politici, o parte din reprezentanții mediei centrale, au avut o atitudine de compasiune de această dată, văzând-o pe Monica Iacobrizii ca o victimă. Da, e adevărat, foarte multă lume a avut această atitudine și această reacție în momentul în care au aflat ce pedeapsă a primit. În raport cu, repet, cred că a fost o atitudine în raport cu ceea ce se întâmplă în general și cu ceea ce a existat în acest dosar, pentru că ei, în general, presa a fost foarte bine informată în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Care este primul om politic care v-a sunat după aflarea sentinței? Nu știu să vă spun. Cred că nu ne-a sunat nimeni. Emil Boc este singurul care a făcut o declarație publică. Fiind sigur în Cluj, a și vizitat-o pe Monica Iacob Rizii. Sigur, sunt amănunte pe care mulți dintre cei care ne privesc erau interesați să le afle. Mulți se așteptau șocul să fie resimțit mult mai puternic. Practic, imediat după această sentință s-a suprapus și acest comunicat al Direcției Naționale Anticorupție și atunci lucrurile sigur au fost titrate, tragediile familiei Iacob Rizii nu se opresc aici. Deci nu ați fost până acum chemat la declarații, nu există nicio problemă legată de domeniul schiabil în mașină. Și galambute, da. Exact. Pe care dumneavoastră să le cunoașteți. Da, evident. Evident, ceea ce ține de noi. Dar în toată această perioadă în care s-au făcut plățile, în care ați colaborat cu ministerul condus de Elena Udrea, vreodată s-a pus problema ca lucrurile să se desfășoare așa cum arată procurorii că s-au desfășurat în anumite zone? Nu. Deci la noi nu, repet. Deci noi n-am avut cunoștință de așa ceva și nici n-aveam cum. Lucrările au fost plătite de către noi în urma ceea ce s-a întâmplat în teren, pe banii care au venit de la minister. Atât. În rest, n-a fost niciun fel de altceva. Spuneți-mi, credeți în continuare în acest proiect? Da, cred în continuare în acest proiect și am crezut încă de la început în acest proiect că poate fi o alternativă reală la ceea ce se întâmplă cu mineritul în Valea Jiului. Mulți dintre telespectatorii care au aflat că veți fi prezent în această după-amiază în studioul Mondo TV se întreabă de ce nu aveți reacție nici dumneavoastră și nici colegii primari din Valea Jiului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la complexul energetic Hunedoara în această perioadă.
Păi ce reacție să avem? Eu am avut această reacție și vă aduceți aminte legat de complexul energetic Hunedoara și de ceea ce înseamnă mineritul în Valea Jiului. La nivelul administrației locale am făcut simpozioane, am convocat specialiști, am adus în atenție acest subiect. Noi am fost la minister, am discutat. Noi nu avem atribuții de subordonare sau de, cum să spun, cu cei de la complex, însă sigur că ne interesează foarte mult ceea ce se întâmplă cu complexul. Repet, aici este o decizie care ține de Guvernul României și de Strategia Națională Energetică, repet, la care noi n-am stat insensibili și am avut, de fiecare dată cât am avut ocazia, am avut pozițiile noastre și cred că vă aduceți aminte de aceste, inclusiv acum 2 ani de zile când am organizat acel simpozion, dar am avut și anul trecut acea masă rotundă la primărie cu specialiști pe energie, cu profesori universitari. Avem tot timpul contacte cu cei de la universitate pe această temă și, sigur, și cu cei de la complexul energetic. Fie că vorbim de sistemul de termoficare centralizat și așa mai departe, fie că vorbim de minele viabile sau de cele neviabile, fie că vorbim de ceea ce se întâmplă, vorbesc de cazul particular al Petroșanului la mina Livezen, eu personal cel puțin anul trecut am fost de 2 ori în mină pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo și am avut poziție legat de situația respectivă. Credeți în acest cuplu Blaj-Jujan? Da, e Jujan și domnul Jujan și domnul Blaj sunt niște specialiști în minerit, au fost manageri amândoi, au fost manageri cu rezultate bune în perioada în care au condus CNH-ul sau CEH-ul, mă rog, sub toate denumirile și așa mai departe. Eu cred că ei știu ce trebuie făcut pentru complexul energetic, nu știu cât vor putea să facă având în vedere situația dată. Dar din punct de vedere profesional, eu am încredere că ei știu despre ce e vorba și ar putea să aibă rezultat. Repet, dacă vor fi ajutați și dacă vor găsi căile necesare astfel încât să se redreseze acest complex. Ce înseamnă pentru primăria municipiului Petroșan, pentru bugetul local, o eventuală eșuare a acestui proiect? Se vorbește că acest complex energetic Hunedoara este cu un pas în insolvență. Sigur, dincolo de acest lucru, dincolo de cele aproape 300 de milioane datorii doar către bugetul de stat, alte sute către furnizori și către prestatorii de servicii, reprezintă o mare problemă. Însă, dacă activitatea ar înceta în acest sector, care ar fi impactul asupra bugetului administrației publice locale din Petroșani? Ar fi un impact dezastros pentru comunitatea noastră, nu neapărat pentru buget, dar în primul rând pentru noi ca și comunitate. Cea mai mare unitate economică de pe raza municipiului nostru este mina Livezeni și în paralel, sau mă rog, pe orizontală sunt conectați la această activitate și alte societăți comerciale. Deci, practic, în acest moment, cel puțin 10.000 de oameni depind în mod direct sau indirect de activitatea minei Livezeni. Vă dați seama că e o treime, cel puțin, din populația orașului care ar fi afectată în mod direct. Ca să nu mai vorbim de noi toți ceilalți. Cum credeți că s-a ajuns la acest dezastru în doar 2 ani de zile? Eu nu știu care au fost factorii care au determinat această stare de fapt. Era un buget pe pierdere acceptat. S-a depășit da. Cu mult acest lucru. În altă ordine de idei, s-au tot scremut în întâlniri de tot felul cu entități la nivel județean, la nivel național, însă cei 3 directori au fost irresponsabili, începând cu Ali, continuând cu Andronache și închin cu acest Niculescu, pe lângă o aroganță absolut gratuită vis-a-vis de comunitatea locală, vis-a-vis de media locală, vis-a-vis de minerit. Niciodată nu îi găseai să îi întrebi nimic.
au făcut multe mișcări politice susceptibile, sigur, din acest punct de vedere, însă văzând rezultatele celor 2 ani de management, ajungem la concluzia că ori nu au știut, ori nu au vrut, lucrurile sunt la fel de grave. E adevărat, pe lângă alte elemente, cu siguranță actul managerial în ultimii 2 ani de zile a fost unul lipsit de performanță, ca să nu folosesc alte cuvinte, având în vedere și comparând situația care a fost în momentul de dinainte de 2012, când complexul, mă rog, cehul a funcționat, de aici domnul Jujan știe mai bine decât mine, a funcționat mai mult de 1 an de zile fără subvenție și cu foarte multe reduceri de cheltuieli și, mă rog, cu niște reforme care au fost făcute la momentul respectiv. Ulterior, nu mai sunt foarte la curent cu ce s-a întâmplat din punct de vedere al activității financiare economice a complexului energetic, dar repet, actul managerial n-a fost unul acceptabil, cel puțin, ca să nu spun suficient. Actul managerial a fost unul dezastros și nu o spunem decât uitându-ne pe rezultatele obținute în această perioadă de complexul energetic Hunedoara, care a reușit să blocheze și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Înțeleg că Anghel are probleme cu plata salariilor datorită banilor pe care trebuie să-i recupereze de la complexul energetic Hunedoara, care trebuie să elaboreze un act, o strategie cu care Victor Ponta să se prezinte în fața Fondului Monetar Internațional, da, care a constatat că a fost dus cu preșul de către mai mari din acest sector. Vă dați seama, numai dacă ne aducem aminte de acea situație paradoxală în care s-a ajuns să se importe cărbune în momentul în care noi nu am fi putut să acoperim cu producția din Valea Jiului necesarul. Deci asta este o lipsă de viziune și de strategie managerială pe care au avut-o cei care au condus complexul în ultimii ani. În altă ordine de idei, care sunt lucrurile de care se leagă acum speranța administrației publice locale din municipiul Petroșani? Există aceleași lucruri pe care oamenii le spun. De ce nu faceți mai mult pentru a veni investitorii în Petroșani, în Valea Jiului? De fapt, care sunt pârghile și până unde puteți face? Facem aceste lucruri și să știți că suntem prezenți și avem preocupări în acest sens. Vreau să vă spun că am și prezentat la Ministerul Industriilor un draft și un proiect de parc industrial, bun, zonă industrială, la zona fostei preparații Livezeni și în acest sens suntem în contact cu cei de la Minister pentru a vedea ce putem să facem pe de o parte, iar pe de altă parte avem discuții și am avut discuții și anul trecut cu posibili investitori, fie că vorbim de investitori germani sau italieni, care au avut în intenție să aibă discuții cu noi legat de posibile investiții. Asta putem să facem, să punem la dispoziție terenuri și facilități atât cât ne permite legea. Aveți terenuri? Avem. Avem terenuri, avem 12 hectare de teren la fosta preparație Livezeni, care sunt disponibile pentru orice fel de activitate. Avem. Spuneți-mi atitudinea investitorilor la momentul când vă întâlniți cu aceștia, să faceți propuneri vis-a-vis de atitudinea lor, anumite investiții, dacă vă întâlniți, sigur. Atitudinea este destul de rezervată. Sigur, poate și pentru faptul că zona noastră nu are, sau de-a lungul timpului a avut un renume nu foarte bun, însă după ce discutăm și intrăm în amănunte legate de condițiile locale și așa mai departe, ei au o atitudine pozitivă. Sigur că pe lângă aceste discuții, ei își fac în primul rând calcule economice legate de distanțe, de căi de transport, de forță de muncă, de dacă vreți, calificarea forței de muncă și așa mai departe, până în momentul în care se ia o decizie de a veni și a face o investiție într-un loc sau altul.
Scurt moment promoțional, doamnelor și domnilor, revenim în doar câteva minute. Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, într-un dialog astăzi la Mondo TV, care sper să răspundă multora din întrebările pe care sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră i le-ați adresa, dacă ați avea posibilitatea. Ai un eveniment anul acesta? Vrei servicii de calitate? Alege sala de eveniment a pensiunii Floare de Colț. Cu o capacitate de 120 de locuri și complet utilată, aceasta poate găzdui nunți, botezuri, aniversări și alte evenimente. Iar dacă dorești să te desfezi cu bucate și băuturi alese, te invităm în restaurantul bar cu 50 de locuri, dotat cu bucătărie proprie. Aici poți organiza de asemenea și evenimente destinate celor mai apropiați prieteni. Situată la intrarea în Petroșani spre Târgu Jiu, Floare de Colț poate fi alegerea potrivită, pentru că aici vă punem la dispoziție și camere de 3 stele cu paturi matrimoniale și individuale. Mai mult decât atât, te vom surprinde de asemenea cu grădina cu filigorii, amenajată pentru clipele tale de relaxare. Toate acestea la pensiunea Floare de Colț. Informații și rezervări în Petroșani, strada Liveze numărul 36 sau la telefon 0254 548 563 sau 0744 584 813. Lacrimi de lună. De ce lacrimi de lună? Deoarece respectăm un calendar în funcție de fazele lunii, privind lucrările de întreținere. Am cules strugurii pe lună nouă și au fost vinificați în perioadele cu lună plină. Peste 20 de hectare de viță nouă și un produs pe care trebuie să-l descoperi. Lacrimi de lună. Vin ecologic obținut exclusiv cu tratamente naturale. Negru de Drăgășani, Pinot Gris și Sauvignon Blanc. De acum în toate magazinele Eco și Emborichi din Valea Jiului, precum și în Via Restaurant și Vinotecă. Lacrimi de lună. Redescoperim împreună noblețea vinului. Vrei să-ți vinzi mașina? Ori să-ți iei o soacră nouă? Atunci caută în prețul exact la punctele de distribuție din județul Hunedoara sau consultă pagina noastră de web prețulexact.ro. Bazinul de not didactic școlar din Petroșani este deschis zilnic între orele 9 și 21 de luni până duminică, pentru preșcolari, elevi, studenți, precum și adulți. Bazinul are 25 de metri lungime, 12,5 metri lățime și o capacitate de aproximativ 120 de persoane, iar apa este încălzită. Biletele de intrare sunt tarifate în felul următor. Preșcolarii, elevii și studenții, curs de zi, 5 lei per ședință. Adulții, 10 lei per ședință. Abonamentele pentru preșcolari, elevi și studenți, curs de zi, 50 de lei pentru 12 ședințe, iar adulții, 100 de lei. Înaintea intrării în bazin, toți beneficiarii sunt obligați să prezinte adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că sunt apți pentru practicarea notului, precum și că nu suferă de dermatite, dermatoze, plăci deschise sau orice alte boli transmisibile. Echipamentul obligatoriu este format din șlapi, costum de baie și cască pentru baie. Bazinul de not didactic școlar este situat în Petroșani, strada Oituz, în vecinătatea Școlii Generale Spiru Haret. M-am gândit bine și aș vrea să aibă parter și etaj. Și la etaj o cameră pentru copil. Și un loc pentru biroul meu la parter. Și o curte cu mulți trandafiri. Ne-am putea lua și un cățel? Visa e de acum și mai aproape de visul tău. Îți oferim case prefabricate din lemn, concept german cu tâmpărie PVC și sistemul de acoperire incluse. Orientează-te spre încălzirea în pardoseală. Soluția ți-o oferim noi. Alege pentru interior mobilierul nostru din PAL și MDF. Detalii la telefon 0254 545454 sau la sediul din Petroșani, strada Independenței, numărul 5. Visa. Soluții la cheie. Auto Check Center Petroșani. Servis rapid pentru mașina ta. Vino pentru diagnoze auto, reglaj direcție, verificare și reparații instalații climatizare, schimb distribuție și ulei, plăcuțe, frână și anvelope, reglaj faruri, precum și pentru multe alte lucrări de servis. Auto Check Center Petroșani extinde area de servicii oferite. Vă așteptăm acum și pentru inspecții tehnice periodice. Rapiditate și profesionalism. Alege să faci ITP-ul la Auto Check Center Petroșani.
Programări ITP la telefon 0723 347 852. Autocheck Center Petroșani, vis-a-vis de stația Agip. E ușor să spui, merge și așa, sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv, fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Spune nu mitei. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Diacom, din 1996, an de an, clipă de clipă, suntem aproape de tine. Peste 40 de specialiști îți oferă soluția potrivită necesităților tale. 700 de metri pătrați în care ne desfășurăm activitatea. Echipe tehnice cu experiență, autoutilitare dotate cu echipamente specifice fiecărei activități, utilaje pentru lucrări la înălțime, comunicare pe înțelesul tuturor. Diacom, la îndemâna ta! Agenția de turism Rogvaiv Tur, cu sediul în Petroșan, strada 1 decembrie 1918, zona Mignon, partenerul vacanțelor dumneavoastră, vă așteaptă pentru înscrieri timpurii pe întreg litoralul românesc, cu reduceri până la 20% pentru rezervări până la 31 martie. Oferte sociale în principalele stațiuni balneoclimaterice din țară, începând de la 330 de lei de persoană pentru 6 nopți cazare cu mic dejun și tratament. Oferte speciale în Turcia, Grecia și Bulgaria, cu reduceri până la 30%. Pentru Bulgaria, anumite hoteluri oferă pentru 2 copii până la 14 ani gratuitate la cazare și masă. Alegeți varianta de transport convenabilă, cu avionul, autocarul sau transport individual. Vacanțe exotice în Dubai, Mexic sau Republica Dominicană. Nu uitați, cel mai reușit sejur prin agenția de turism Rogvaiv Tur. Telefon 0254 544 084. Tiberiu Iacobridzi, primarul municipiului Petroșani, în direct în această după-amiază la Mondo TV, dar și la Mondo FM pentru cei care ne ascultă la radio. Complexul energetic Hunedoara, un subiect despre care am vorbit și în prima parte a acestei emisiuni, este unul dintre subiectele despre care vom vorbi și în următoarele săptămâni, pentru că la acest moment, așa cum este,
Mineritul reprezintă coloana vertebrală a acestei zone. Sigur, nimeni nu a făcut mai nimic, nu a spune nimic, mai nimic pentru acest domeniu de 25 de ani încoace. Nu știu dacă acum se mai poate face ceva. Așteptăm să vedem care sunt rezultatele acestei noi echipe manageriale, de această dată din Cărbune, o echipă formată din Constantin Jujan, director general, și Alexandru Blaj, în fruntea Consiliului de Administrație. Aici, dacă îmi dați voie, aș face o precizare. Cred că n-a trecut neobservat acest lucru, însă cred că trebuie întărit cel puțin la noi, cei care suntem vizați de aceste lucruri. Mi-a plăcut punctul de vedere al Guvernului României în raport cu FMI-ul legat de complexul energetic Hunedoara și de complexul energetic Oltenia. Pentru că sigur, cei de la FMI au venit cu datele scriptice și au arătat că ar trebui închise cele două complexe energetice. Guvernul n-a fost de acord și pe bună dreptate, pentru că aceste lucruri nu pot fi privite strict din punct de vedere economic sau, dacă vreți, cifric. Aceste două entități mari ale statului, care au mai rămas în picioare, pentru că în rest nu cred că mai există mare lucru în România, vedeți cazul Oltchim și altele și altele, pentru că nu poți să ștergi cu buretele și să spui de mâine punem lacătul, pentru că e o activitate economică nerentabilă. Are în spate multe, multe alte implicații, plecând de la implicațiile sociale și terminând cu implicațiile de strategie energetică și de securitate națională, pe care cred că de data aceasta Guvernul României le-a conștientizat și a pus piciorul în prag în raport cu FMI-ul, care este un partener. Și FMI-ul și oricine altcineva trebuie să ne trateze pe noi, România, ca un partener egal și nu ca o... Să nu folosesc cuvinte din acestea dure, ca o slugă sau cel puțin ca un subaltern. Nu suntem subalterni nimănui și cred că în spiritul european al solidarității europene și a principiilor și valorilor democratice autentice trebuie să fim tratați de la egal la egal și nu în situație de inferioritate. Și acest lucru s-a văzut, pentru că altfel, dacă Guvernul României ar fi fost de acord cu ceea ce spunea FMI-ul, astăzi puteam să vorbim la domeniul trecut despre complexul energetic Hunedoara, vorbind strict economic. Întorcându-ne la lucrurile care au reieșit în ultima perioadă din referatele procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, administratorul Cosmin Petroșani a dat mită Elenei Udrea și Mariei Topolicianu pentru ca CNI-ul să plătească la timp lucrările executate de constructor. Fac o paranteză, ce aberație, după ce îți faci treaba, trebuie să dai mită 10% pentru a-ți încasa banii pe ce ai lucrat. Trăim în România, ca să-l parafrazez pe Mircea Badea, și asta ne ocupă tot timpul. S-a adus în discuție și bazinul de înot din municipiul Petroșani. Aveți vreo treabă în această ecuație? Cosmin, bazinul de înot, minister, șpagă spre Elena Udrea? Nu avem nicio legătură. Lucrurile sunt foarte clare. Bazinul a fost construit și licitat și construit de către CNI, Compania Națională de Investiții, cu firmele care câștigă licitațiile peste tot în țară, indiferent de locații, iar noi, autoritatea locală, n-am avut nici o relație contractuală cu firma care a construit acest bazin. Singurul nostru aport a fost acela că am pus la dispoziția Companiei Naționale de Investiții suprafața de teren pe care s-a construit acest bazin și am achitat din bugetul local utilitățile, respectiv alimentarea cu apă, cu gaz metan și cu curent electric. Așa era programul și modul de deci plățile, practic facturile, se făceau direct către firma constructoare, da, de către firma constructoare, direct către CNI. Către CNI. Da, nu prin noi, nu prin autoritatea locală.
Așa a fost programul acesta național. Doar ați recepționat... Noi am participat la recepție, de recepționat a recepționat CNI-ul, după care CNI-ul ne-a predat nouă, ne-a repredat terenul și... Ați fost prezenți la recepție. Da, sigur, sigur. Cu ce a schimbat acest telescaun montat de curând în parâng? Să știți că fluxul de turiști, că se simte o îmbunătățire. Este un telescaun de o capacitate mult mai mare decât cel vechi, cu o viteză mult mai mare. El are, dacă vreți, o utilitate foarte bine stabilită, ajungi în 7 minute, Doamne ferește, se întâmplă ceva, se strică celălalt, există o altă posibilitate de a ajunge rapid în munte. Cu cel vechi am avut de nenumărate ori probleme legate și de isciri și așa mai departe. Deci este o instalație modernă care funcționează și care a adus un plus de valoare a ceea ce se întâmplă în munte. Care va fi următorul pas în dezvoltarea parângului? Următorul pas și ceea ce vrem noi să facem în continuare este să reușim să finalizăm bazinul de apă de la Căsuța din Povești, să cumpărăm, să achiziționăm pompele și să putem să avem zăpadă artificială pe cât mai multe pârtii, pe de o parte, iar pe de altă parte avem în intenție să realizăm încă un telescaun, TS4, care să facă legătură între pârtia B și parângul mic. Nu înțeleg. Spuneți-ne exact de unde până deci, unde. Telescaunul acesta ar pleca de la baza pârtiei B, mai sus de punctul de plecare a telescaunului vechi, la vreo 200-300 de metri. De acolo va pleca acest telescaun până în parângul mic. Ceea ce înseamnă că va deservi o arie foarte mare de pârtii de schi în partea de Slima. În zona Slima. Acolo unde se presupune că zăpada stă mai mult. Exact. Exact. Deci astea sunt planurile noastre pe termen scurt și mediu. Ce se întâmplă cu sportul de masă la nivelul municipiului Petroșan? Ce faceți cu Jiul Petroșan, ținând cont că situația este una tragică? După declarațiile antrenorului Ghițan, înțeleg că nu mai sunt fotbaliști în lot cu care deci, se înceapă să... ediția eu de campionat. Se întâmplă? Eu am mai tot explicat această chestiune legată de Jiul și o mai explic o dată. Am luat echipa Jiul Petroșan, echipa de fotbal, și am introdus-o în cadrul clubului sportiv municipal. Asta înseamnă că noi suportăm toate cheltuielile legate de deplasare, de meciuri, de organizare de meciuri, de plata arbitrilor, de plata utilităților și așa mai departe, însă nu ne permite legea să plătim salarii. Cine vrea să facă sport în aceste condiții, noi am nu creat acest cadru. Nu se poate face sport în aceste condiții, niciunde în lume. Ba da, se poate, pentru că cine mai ideea este, ascultați-mă, ideea este degeaba să dezvoltăm mai mult centru de copii și juniori. Pentru că noi, având în vedere situația economică a Vâjilor, nu vom putea, și trebuie să fim corecți și realiști, nu vom putea să mai avem o echipă în divizia A în următorii nu, dar în divizia ani, zile. Nici măcar județeană, măcar să o menținem, bun, putem. În divizia județeană există și acum, dar, repet, eu prefer și sigur, dacă vor fi și ceilalți în asentimentul meu, să dezvoltăm și să punem la dispoziție baza pe care o avem copiilor și juniorilor. Iar de acolo încolo, fiecare să poată să se îndrepte spre o carieră profesională în zona acestui sport. Autoritatea publică locală are în primul rând datoria aceasta de a crea condițiile materiale, de bază materială pentru sportul de masă, nu neapărat pentru sportul de performanță, pentru că sportul de performanță presupune mulți, mulți bani. Nu numai fotbalul, orice sport, dacă vrei să ai performanță, costă foarte mult. Uitați-vă la tenisul de câmp și vedeți cât de costisitor este. Este costisitor, însă, în același timp, pentru o echipă deci, care a câștigat Cupa României, pentru o echipă care are atâta prestigiu și atâtea reușite în timp, trebuie să facem ceva, adică se prăbușește tot în jur și vorbesc de Valea Jiului. Uitați-vă da. Că niciunde, practic,
această activitate nu mai este una care să nu ridice interes. Nu mai putem să avem fotbalul într-o moarte clinică. Nu mai putem să avem fotbaliști care să joace fotbal și să fie scoși din producție. Pentru că nu mai există această posibilitate. Asta a fost înainte de 89 și o perioadă după 89. S-a terminat cu aceste lucruri. Deci practic, noi asigurăm la acest nivel juniorii și... și echipa, noi plătim aceste taxe care nu sunt puține, pe care ni le permite legea să le, să le plătim și asta facem. De ce nu merg semafoarele din oraș, întrebă? Pentru că nu trebuie să meargă. Am făcut cele două sensuri giratorii. Păi nu trebuie să meargă. Păi dacă am făcut sensuri giratorii, de ce să mai meargă? Alea unde nu sunt sensuri giratorii. Păi dar merg semaforul de la Jiu și semaforul de la poliție. Merge, nu știu care ar mai fi un alt semafor. Mai sunt zile în care nu funcționează și probabil... Bun, pot să apară defecțiuni. Ce se întâmplă cu aceste sensuri giratorii? Nu se întâmplă nimic. Ele când le faceți cum trebuie. Le-am făcut cum trebuie. Ele sunt o soluție constructivă modernă care fluidizează foarte mult circulația, cel puțin în intersecția de la spitalul de urgență. Ar trebui lărgite. Da, e o problemă cu încadrarea pe benzi. Păi, nu e așa. Vă spun că nu e așa. În marile orașe și putem să mergem oriunde în lume, există aceste sensuri giratorii de dimensiuni mai mici și care sunt foarte utile. O să facem și avem intenție și pentru acest an să mai facem un sens giratoriu la intersecția cu drumul spre Petrila. Drumul spre Petrila de la Dărănești. De la Dărănești, da. Acolo este o problemă cu ieșirea. Exact. Și atunci soluția este un sens giratoriu și acolo. Trotuarele înspre Petrila, există o problemă din centrul municipiului Petroșani înspre Dărănești, oamenii circulă pe drum. Carosabil. Acolo n-a existat niciodată trotuare, e adevărat, e o porțiune mai expusă la risc undeva între podul de peste Jiu de la Dărănești venind spre Petroșani până la intersecția cu strada 1 Mai. E adevărat, acolo nu există și n-a existat niciodată trotuar. Avem în vedere aceste lucruri, să le avem cuprinse în programul de reparație a drumurilor. Dincolo de aceste lucruri, spuneți-mi, și anul ăsta vom avea parte de un oraș întors pe dos. Cine mai are de gând să sape? Că să vă sape sunt câțiva, dar să sape din nou pe principalele artere, să sape, să răscolească acolo unde da. S-a asfaltat, numai șanțuri erau, parcă eram în război și să da, pentru că anul trecut. Am avut această activitate de introducere a canalizării în municipiul Petroșani, s-a finalizat această etapă, iar anul acesta încercăm să accesăm niște bani dintr-un împrumut să putem să asfaltăm străzile din colonie unde s-a introdus canalizarea. Deci în rest, în oraș mare, nu vom mai săpa, nu vom mai introduce alte țevi. Asfaltarea pe arterele satelor care împrejmuiesc Valea Jiului, pe artere, mă rog, pe drumurile de acces din satele care împrejmuiesc Petroșaniul și Valea Jiului, evident, Dâlgea. Noi am făcut studiile de fezabilitate pentru aceste artere. Avem două posibilități: să intrăm pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Când se va întâmpla? Și păi, noi facem solicitările către Ministerul de Resort și aceste fonduri europene care încă n-au apărut ghidurile pentru ele. Este o problemă și de ce spun că este o problemă? Ascultați-mă cu atenție. Impozitele plătite de acei oameni sunt aceleași ca și cele plătite? Păi ba, sunt aceleași. Nu, sunt în zona D, sunt mult mai mici decât ce se plătește în oraș. Deci orașul Petroșani cel puțin are 4 zone. Nu centru, sigur. Cine mai este în zona D? Avem, nu știu acum să vă spun, zonele periferice, bun, însă există zone zona periferice, A, B, C și D, sunt impozite diferențiate, să știți. Când apare noroiul în acele zone, trebuie să tractezi mașinile cu tafă. E adevărat, sunt situații și de acest gen.
Da, mă bucur că nu mă contraziceți. Nu vă contraziceți pentru că e o realitate. În municipiul Petroșani. Păi unde? În centrul? Păi e praf, de exemplu, pe centură. Bun, acolo știu că este pe centură e o problemă. Problemă sensibilă, dar haideți să discutăm despre. Da, problema cu centura e sensibilă. N-am reușit niciodată să găsim înțelegere la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi pentru a fi reabilitat acest tronson. Și atunci am luat hotărârea de a face noi studiile de fezabilitate pentru a vedea ce înseamnă ca efort bugetar și vă spun acum în premieră legat de acest aspect, voi discuta, am avut o primă discuție la Consiliul Județean să vedem dacă putem să facem un parteneriat pe această zonă. Și ce spun cei de la Consiliul Județean Hunedoara? Pentru că noi ne-am săturat. Repet, a fost o discuție la stadiu de intenție. Noi o să înaintăm documente legat de a intra într-o asociere cu Consiliul Județean pentru această activitate, dacă sigur Consiliul Județean va fi de acord cu o astfel de treabă. Pentru de ce că, să nu fie de acord Petroșani? Nu e județul Hunedoara. Ba da, sigur, dar dumnealor își fac strategiile de dezvoltare. Eu nu știu cam ce priorități au. Strategiile Valea Jiului. Da, le-au ocolit în ultima perioadă, e adevărat. Drumul spre Parâng? Drumul spre Parâng, tot așa a rămas, e drum județean, a rămas în portofoliul celor de la Consiliul Județean, care au promis de fiecare dată că fac acest lucru. Spuneți-mi în altă ordine de idei, vis-a-vis de infrastructură, asfaltările vor continua pe străli adăturanice? Da, vor continua asfaltările și, repet, am și spus că vrem să accesăm acel împrumut pentru a asfalta străzile din cartierul Colonie. Dar reparațiile și asfaltările pe care le mai avem restante și sunt câteva străzi, nu multe, însă mai avem câteva străzi pe care va trebui să intervenim cu asfalt. O eventuală reorganizare a VIJ-ului, reorganizare din punct de vedere administrativ? Din ce văd eu, la nivel guvernamental și parlamentar, nu se va întâmpla nimic până după 2016 în această zonă. Nu cred. Nu cred că se dorește acest lucru. 2016 nu mai este de. Probabil că va intra într-o discuție destul de serioasă această reorganizare teritorială a României după 2016 și nu din dorința noastră neapărat, ci din dorința partenerului nostru din Europa, respectiv Comunitatea Europeană. Mă refer la regiune. Depinde. Depinde cum va fi făcută, dacă va fi făcută pe cerințe și pe necesitățile de dezvoltare ale zonelor, ale regiunilor României, va fi oportună, dacă va fi făcută pe alte interese, fie că vorbim de interese electorale sau interese de partid sau de grup și făcută de la București, fără dezbatere publică și fără studii foarte bine făcute, atunci nu va fi benefică. Asta e punctul meu de vedere. Altfel, sigur, este evident faptul că problemele sunt cam aceleași, da, atât în vest cât și în est, cu mici locurilor de muncă, particularități. Cu mici particularități, exact, care sunt în fiecare localitate. Însă, în acest ritm vor fi 6 voci, 6 administrații publice locale care vor vorbi pentru 100.000 de oameni. Va fi din ce în ce mai greu să accesăm fonduri. Sunt comunități de 10.000 de locuitori, de 20.000 de locuitori, de 30.000 de locuitori. Ori dacă ar fi o singură entitate de 100.000 de locuitori, lucrurile s-ar pune altfel. S-ar schimba, da. E adevărat. Din punctul acesta de vedere, ar fi o altă forță care ar putea să facă mai mult pe proiectele și programele mari de infrastructură, de mediu, de transport și așa mai departe. Și apropo de transport, dacă îmi dați voie, poate că n-ar fi rău și sigur că acest subiect va mai fi discutat legat de sistemul de transport care a fost propus la un moment dat de Consiliul Județean Transport în Comun, cel legat de troleibuze. Eu am avut un punct de vedere încă de acum 2 ani de zile, mi se pare mai oportun, dacă se dorește pe fonduri europene un astfel de sistem de transport în comun pe toată Valea Jiului, cred că cel mai potrivit ar fi unul pe calea ferată. Având în vedere că avem linie dublă,
în toată Valea Jiului. Eu cred că cu 5-6 garnituri de tren rapide, care să plece din 20 în 20 de minute, cu 3-4 puncte de staționare și de îmbarcare în fiecare oraș, ar fi mult mai rapid și mult mai comod pentru toți cei care folosesc acest transport. Covor asfaltic vis-a-vis de Insemex, ne spune... Vis-a-vis de Insemex? Da, există câteva blocuri acolo. Dar nu, e asfaltat drumul. Nu știu, am asfaltat drumul. Este unul dintre punctele pe care telespectatorii mi-l... Da, deci drumul l-am asfaltat și am asfaltat, atenție. Am reparat și strada Maleia până la intersecția cu... Sigur, strada Maleia, da, însă între... O fi vreo porțiune care... Da, o să verific, dar eu știu că am reparat acolo. În ce măsură puteți interveni vis-a-vis de lifturile care lipsesc, nu știu, cred că... Asta e o problemă. Două, trei lifturi mai funcționează, da, în municipiul Petroșani. E adevărat, e o problemă și am spus-o și acum câțiva ani de zile, cred că ar trebui un program național de reabilitare a lifturilor în România, așa cum a fost programul național de anvelopare a blocurilor, pentru că toate blocurile făcute pe vremea lui Ceaușescu, cele cu 8 etaje sau 10 etaje, au instalațiile de lift într-o stare avansată de uzură și sigur că proprietarii apartamentelor nu își pot permite să plătească o astfel de instalație care costă cel mai puțin 20.000 de euro și atunci cred că ar trebui să fie un parteneriat între Guvernul României, administrația locală și proprietarul de apartamente. E o problemă reală și care se va acutiza cu timpul, veți vedea, va deveni o problemă care nu va mai putea fi evitată de către guvern legat de lifturi. Trebuie să se întâmple ceva pentru că sunt foarte multe cazuri, foarte multe locații, da, în această situație. E adevărat, așa este. Avem o speranță în sensul în care acum pe exercițiul bugetar 2014-2020 pe fondurile europene la anveloparea blocurilor s-au prins și sunt eligibile și aceste lucrări de înlocuire a lifturilor. Până acum n-au fost. S-a adus la un moment dat în discuție spitalul de urgență din Petroșani, fiind chiar prezentate imagini surprinse, sigur, da, recente sau erau de acum 2 ani surprinse de zile, în timp cu condițiile de aici. Știu că s-au efectuat lucrări în ultima perioadă, știu că s-au făcut investiții, sigur, nu atât cât ar fi trebuit și este evident acest lucru, însă s-a lucrat. Da, s-a lucrat și se lucrează în continuare. Acele poze care au fost arătate la un post de televiziune erau de acum 2 ani de zile, de pe secția de pediatrie. Secția a fost reparată anul trecut, deci am trecut în vară, aceste poze au apărut acum recent. Mă rog, sigur, sunt multe de făcut în continuare în spital, dar, repet, la resursa financiară pe care o are spitalul în acest moment, lucrurile nu pot fi făcute altfel. Contractul cu casa nu este unul îndestulător și, sigur că, resursa financiară este insuficientă. Adresabilitatea este una din ce în ce mai mare. Da, adresabilitatea este din ce în ce mai mare și având în vedere faptul că, sau specificul spitalului de urgență care deservește nu numai orașul municipiul Petroșani, ci toată Valea Jiului și zona până la Hațeg. De multe ori să știți că ne sunt trimiși pacienți și de acolo. Sunt telespectatori care întreabă dacă plecarea dumneavoastră înspre UNPR a avut legătură cu dosarul soției dumneavoastră și dacă v-ați așteptat la o soluție favorabilă în acest sens. Și, nu, am spus și atunci că nu a avut nicio legătură plecarea mea către UNPR. În acel moment eu așa am simțit că această formațiune politică mă reprezintă în continuare cu ceea ce înseamnă viziune și strategie, dacă vreți, a UNPR-ului. UNPR-ul este un partid mic de 10%, dar un partid serios și consecvent cu valorile pe care le-a clamat de-a lungul timpului, respectiv de progresul național și de stabilitatea
politică și economică a țării. E un factor de stabilitate și ați văzut prestația miniștrilor UNPR în guvern, a fost una foarte bună. Da, nu știu, de ce credeți? De răspunsul meu, din ultima parte, da, da. Păi, mi se eu pare vreau să vă spun chiar haios. Nu este deloc haios. Vreau să vă spun că domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea, care conduce Ministerul Administrației și Internelor, are o prestație foarte bună. Și eu cred că activitatea ministerului... Este adevărat, Oprea da. Are o prestație bună. Da. Eu am vorbit de ministrul UNPR. UNPR-ului. Eu am vorbit de ministrul UNPR și domnul Nicolicea, care este ministru pentru relația cu Parlamentul, la fel. Are o activitate foarte bună și chiar știe despre ce vorbește. Vorbesc de domnul Nicolicea. Da. Mă rog, este punctul dumneavoastră de vedere. Care sunt prioritățile în perioada imediat următoare ale administrației publice din municipiul Petroșani? Aveți scrisoarea care va pleca înspre cetățeni? De fapt, nu știu, va fi prezentată în presă, probabil. Da. Nu va mai primi fiecare cetățean. Nu, în presă va fi această scrisoare anuală a primarului, care este obligația legală a primarului de a informa cetățenii despre ceea ce s-a făcut în anul precedent, respectiv în 2014, și sigur unele din intențiile pe care le avem pentru anul în curs. În fiecare an am făcut acest demers public, care, repet, este o datorie legală a noastră. Și sigur că prioritățile în continuare sunt dezvoltarea municipiului Petroșani, atragerea de investitori străini în continuare și crearea de locuri de muncă, pentru că asta este o problemă în general în Valea Jiului și în județul Hunedoara în acest moment. Infrastructura, am făcut investiții importante și așa mai departe. Drumul din spatele cecului, când l-asfaltați, pentru că dau oamenii cu mașinile în gropi. E adevărat, acolo e o problemă, pentru că este din beton tot. E, vedeți, ăla numai în zona D. Da, e adevărat, însă acela este un drum, practic, care duce spre niște parcări, în zonele centrale, e adevărat. O să facem reparații și o să intervenim și pe... știu problema. Știu problema. Anul ăsta? Poftim? Anul ăsta? Veți interveni? Anul acesta, da. Acolo, în spatele cecului. Avem în program și anul acesta, da. Mulțumesc pentru participarea la această discuție. Sper că a fost emisiune interesantă. Sigur, nu cred că am răspuns la toate întrebările la care ați fi vrut să răspunde invitatul meu, însă cu siguranță multe dintre cele sugerate de dumneavoastră și-au găsit răspunsul în acest ceas și aproape jumătate de când stăm de vorbă. Mulțumesc pentru participare. Doamnelor și domnilor, asta a fost totul. Mâine dimineață după 7 ne auzim la radio. Mâine seară împreună cu Bogdan Țâmpău, președintele Partidului Național Liberal din județul Hunedoara, și Adrian Iovănesc, primarul orașului Călan. Ne vedem la Hunedoara TV începând cu orele 20. Aveți parte de o zi liniștită în continuare și un sfârșit de săptămână în pace. We'll be right back.